Ministrul Internei Gabriel Oprea vrea sancțiuni mai mari pentru faptele de ultraj comise asupra polițiștilor. Potrivit unor statistici, numai anul trecut au fost sesizate 591 de fapte de ultraj, iar în primele 6 luni ale anului 2015 au fost sesizate 247. Vorbim despre această inițiativă cu domnul Iulian Surugiu, liderul Sindicatului Agenților de Poliție. Bună ziua, domnule Surugiu! Bună ziua! O modificare a codului penal, înțeleg, solicitată de Ministrul de Interne. Cum vede Sindicatul Polițiștilor această inițiativă? Sindicatul Național al Agenților de Poliție a cerut încă de anul trecut, și am repetat-o chiar și la postul dumneavoastră de televiziune, modificarea codurilor penal privind faptele de ultraj. Statistica aia, dacă o mulțiți cu 2, o să fie reală, o să fie poliții ultragiați, pentru că încă la noi, în Poliția Română, unii șefi de frica și să nu-și asume responsabilitatea, nu raportează ultrajele. E o inițiativă pe care o salutăm, o așteptăm de mult și o merg mai departe și cer public ministrului Gabriel Oprea să-și asume împreună cu organizația noastră schimbarea legei poliției și schimbarea statutului polițistului pentru a putea face ordine, că dacă nu vom schimba legea de la rădăcini, nu vom reuși decât să facem câteva modificări care într-adevăr sunt bune, dar nu sunt suficiente. Înțeleg că inițiativa propune o majorare cu 2/3 a maximului pedepsei, de fapt, pentru ultraj, pentru fapta comisă asupra polițistului, jandarmului, de exemplu, aflat în exercitarea atribuțiilor. Judecătorului, magistratului, e o propunere cu 2/3, o propunere decentă. Eu cred că nicio țară civilizată din lume, nu numai din Europa, atunci când un polițist care reprezintă statul, că nu reprezintă, nu se reprezintă pe el personal, reprezintă până la urmă interesul comunității, cel care săvârșește o astfel de infracțiune trebuie să primească o pedeapsă exemplară și numai prin puterea exemplului vom putea să punem ordine, că așa în ritmul ăsta nu se mai poate. Vedeți, numai în ultimele luni câte incidente au avut loc și parcă a dat o năvală încât nimeni nu mai poate să tempereze. Rolul polițistului e de a genera siguranța cetățeanului pentru fiecare cetățean, așa cum spune Constituția. Guvernanții trebuie să-l plătească decent ca polițistul să nu mai fie tentat să ia șpagă, să facă alte măgării, să facă nimic. Bun, nu-mi dai voie să muncesc după 8 ore, atunci tu, stat, prin guvern, prin Constituția țării, asigură-mi pentru mine și familia mea un trai decent. Credeți, dacă, Doamne ferește, finalul polițistului din Floreasca, colegului nostru care acum e în spital, va fi un final tragic. Credeți că copiii ăia merită să nu mai aibă tată de la o vârstă fragedă pentru că un, nu știu cum să-i spun, un turc a dat cu mașina peste el, mai mult premeditat? Da, este o situație care într-adevăr a generat și această reacție a ministrului de interne. V-aș ruga să ne amintiți ce pedepse sunt în acest moment în lege pentru ultraj? Sunt pedepse legere și foarte mulți din infractorii care fac ultraj asupra polițiștilor vin ulterior cu martori falși, merg în fața procurorului și declară mincinos, iar ultrajul a devenit, până la urmă, poate fi sancționat și cu amendă. Lucru de neadmis în nicio țară și aș vă ajuta să-mi permiteți, am vorbit cu omologul meu din Israel despre situația polițistului de la rutieră și l-am întrebat la voi în țară cum vezi tu, ce s-ar fi întâmplat dacă un polițist ar fi fost luat pe capotă, tărât 500 de metri, la care mi-a spus la noi în țară, nu e de conceput așa ceva. Nimeni nu se urcă sub influența băuturilor alcoolice la volan. Bine, acum n-ar trebui să insistăm foarte mult pe naționalitatea omului respectiv. Până la urmă era un șofer, putea să fie orice naționalitate. Situația în sine este gravă. Categoric, eu nu vreau să spun că poporul turc nu are un comportament normal. Individul ăla care a lovit polițistul e un individ care merită să primească, după părerea mea, cel puțin 20 de ani de pușcărie. Între 6 luni și 2 ani, parcă în acest moment, este pedepsa pentru ultraj. Sau cu amendă. Sau amendă, da, e o situație amendă. Foarte, foarte lejer. Deci îi dăm mâna unui om cu bani să facă ultraj, 2-3 ultraje pe zi.